Șarpele de 1,5 metri a fost găsit de proprietarii locuinței într-una dintre camere. Jandarmii au sosit la fața locului și au scos șarpele din casă. În urma unui apel prin 112, un echipaj de jandarmi a fost direcționat în această după-amiază în municipiul Craiova pentru a îndepărta un șarpe dintr-o gospodărie. Ajunși la adresa indicată, jandarmii au găsit într-una dintre camerele gospodăriei un șarpe de aproximativ 150 de centimetri lungime, pe care l-au eliberat în mediul natural, a anunțat inspectoratul de jandarmi județean Mihai Bravu din Dolj. Autoritățile recomandă ca în astfel de situații să nu vă apropiați de reptile și să solicitați sprijinul prin apel unic 112.